Well, let's start. Haideți să începem. We have to find Jesus in the Old Testament because the New Testament tells us to do that. Trebuie să-l găsim pe Domnul Iisus în Vechiul Testament pentru că Noul Testament ne spune să facem asta. However, we also have to remember that the Old Testament is the land of shadows. Dar, în același timp, trebuie să ne aducem aminte că Vechiul Testament este un pământ al umbrelor. That is to say, if you lived in the time of the Old Testament, cu alte cuvinte, dacă ai trăit în vremea Vechiului Testament, you'd be able to see the shadows of what's coming, but you wouldn't be able to make it out absolutely clearly. Puteai să vezi umbra lucrurilor viitoare, dar nu puteai să vezi clar acele lucruri. It's as if someone tied you up in a chair and faced you inside of a cave. E ca și cum cineva te-ar fi legat de un scaun și te-ar fi îndreptat cu fața spre o peșteră. And all the action went on behind you with a big light shining on it. Și tot ce se întâmpla în spatele tău și o lumină lumina toate acele lucruri. And you would see the shadows of what the action up on the wall. Și ai fi văzut pe perete umbrele lucrurilor care se mișcau în spatele tău. But if someone untied you from the chair and you looked around behind you, dar dacă cineva te-ar fi dezlegat de pe acel scaun și te-ai fi întors și te-ai fi uitat în spatele tău, you could see clearly what was going on. Ai fi putut să vezi clar tot ce se întâmpla. So it is with Jesus. Așa este și cu Domnul Iisus. All the shadows now make sense when you see what he's done. Toate umbrele, toată mișcarea umbrelor poți să o înțelegi acum, văzând ceea ce a făcut. Or it's like a big jigsaw puzzle. E ca un puzzle din ăsta foarte mare. Do you have those? Okay. I've never seen them here. I don't know. Nu le-am văzut pe aici. Nu știam dacă le aveți. All right? You dump out all the puzzle pieces. Pui pe masă toate bucățile puzzle-ului. And you can see all the shapes and the colors. Și poți să vezi toate formele și toate culorile. But you can't put them really together until you set the box up and see the picture. Dar nu poți să le pui una lângă cealaltă până când nu iei cutia, o întorci pe spate și vezi care este imaginea de ansamblu. So, when Jesus came, atunci când a venit Domnul Iisus, and they saw him in action, și l-au văzut lucrând, he could say, the Old Testament is pointing to me, you should see me. El spunea, întreg Vechiul Testament arată spre mine, ar trebui să mă vedeți. All right, so what we want to do is look at the pieces of the puzzle. Ce vrem să facem acum este să ne uităm la aceste bucăți din puzzle. And see how Jesus puts them together. Și să vedem modul în care Domnul Iisus le leagă una de cealaltă. Now, we're only going to scratch the surface of this whole subject. Noi doar vom atinge suprafața acestei teme. It may seem unbelievably long and boring to you. S-ar putea să vi se pară că este un lucru despre care vorbim mult și este plictisitor. But we're still just barely scratching the surface. Dar noi de fapt doar o să mergem doar la suprafața lucrurilor. And I hope what we're going to do will enlarge your appetite to read the Old Testament. Și sper ca ceea ce vom face noi împreună să ne crească apetitul de a citi Vechiul Testament. So, as I started to reduce all of my thoughts on this down on paper to present it, încercând să-mi reduc toate gândurile pentru acest subiect și să le pun pe hârtie, I came up with 5 ways of seeing how you can find Jesus in the Old Testament. Am găsit 5 moduri în care putem să-l vedem pe Domnul Iisus în Vechiul Testament. So, in the time we have left tonight, I want to look at those 5 ways. În timpul pe care vom mai petrece împreună în seara aceasta, vreau să ne uităm la aceste 5 moduri. The first is the easiest. Primul este cel mai ușor. Direct prophecy. O profeție directă despre Domnul Iisus. All right? Direct statements of prophecy that predict something about Jesus. O profeție foarte clară care vorbește despre Domnul Iisus. Okay? So, I want some volunteers to read some passages. Vreau câțiva voluntari care să citească câteva pasaje. Okay, who will read Isaiah 7:14? Cine va citi Isaia 7:14? Okay, back here. Good. Thank you. Acolo, mulțumesc. Who will read Micah 5:2? Mica 5:2. All right, Marta. Isaiah 35, verses 5 and 6. Isaia 35, versetele 5 și 6. Okay, thank you. And then lastly, Isaiah 61:1-3. Și la sfârșit, Isaia 61:1-3. Okay? Somebody. Cineva? Isaia 61:1-3. All right, over here, brother. Isaiah 61:1-3. All right.
Let's listen to Isaiah 7:14. Isaia 7 cu 14. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vei pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Okay. Now, you can open your Bibles to Matthew chapter 1, verses 22 and 23. Puteți să deschideți Biblia în Noul Testament la Matei, capitolul 1, versetele 22 și 23. And you see that the angel is talking to Joseph. Și vedeți că îngerul îi vorbește lui Iosif. And then Matthew steps in saying in verses 22 and 23. Și apoi vine Matei și spune în versetele 22 și 23. All this took place to fulfill what the prophet said, the virgin will conceive and give birth to a son. Toate astea s-au întâmplat ca să se împlinească ce a spus profetul, care spune că fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. And they shall call him Emmanuel, which means God with us. Și îl vor numi Emmanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. All right, Micah chapter 5, verse 2. În Mica la capitolul 5. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. All right. Even this prophecy is so clear that even the... I'm sorry. Go ahead, Daniel. Această profeție este și ea atât de clară încât... That even those who were troubled at the fact that they heard that this king was born, încât și cei care au fost neliniștiți de vestea că un rege s-a născut knew that he was going to be born in Bethlehem, and so you see that in Matthew chapter 2 verses 5 and 6. Chiar și ei știau că regele se va naște în Betleem. Vedeți asta în Matei capitolul 2 versetul 6. So it was so clear that the advisors to Herod say, well, we can tell you where this king's going to be born. It's going to be born in Bethlehem. Lucrurile sunt atât de clare încât chiar cei care erau cu regele Irod i-au spus, păi, putem să spunem unde se va naște regele? Regele se va naște în Betleem, spune în Scriptură. Okay? Now listen to Isaiah 35 verses 5 and 6. Isaia 35 versetele 5 și 6. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor. Atunci ciopul va sări ca un cerb și limba muntului va cânta de bucurie, căci în pustie vor țârni ape și în pustietate fâraie. Okay? Now, when John the Baptist was in prison, când Ioan Botezătorul era în închisoare, and you read that in Matthew chapter 11. Și citim asta în Matei capitolul 11. He sent word to Jesus and said, because he's doubting now. Îl vedem că trimite vorbă Domnului Iisus pentru că el se îndoia. And he said, are you the one that's supposed to come? Și el zice, chiar tu ești cel care trebuia să vină? And here's what Jesus replied to him in Matthew 11. Verses 4 through 6. Și vedeți ce îi spune Domnul Iisus în Matei 11, versetele 4 la 6. Drept răspuns, Iisus le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Okay? So he's looking back at Isaiah 35 and saying, tell John that it's being fulfilled. So, el spune, el se uită înapoi la Isaia și zice, spuneți-i lui Ioan că acea prorocie se împlinește. All right? Listen to Isaiah 61 verses 1 through 3. Isaia 61 versetele 1 la 3. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească, un loc de cenușă, un undelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numit terebinț ai neprihănirii, un sad al Domnului, care să slujească spre slava Lui. Alright, now here's Isaiah predicting that Messiah was going to come and this was going to be true of him. Isaia prezice că Mesia va veni și că unele lucruri se vor întâmpla cu el. Alright, now look at Luke chapter 4. Să ne uităm în Luca la capitolul 4.
verses 16 through 21. Versetele 16 la 21. Go ahead. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și, după obiceiul său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Tot cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. All right. Here Jesus says, this scripture has been fulfilled. Domnul Iisus spune, această Scriptură s-a împlinit. Today. Astăzi. Now, you know what you, I don't know if you notice, but he stops in the middle of a sentence. Nu știu dacă observați, dar el s-a oprit cu cititul în mijlocul unei propoziții. The sentence is to proclaim the year of the Lord's favor. Propoziția de acolo este să vestesc anul de îndurare a lui Dumnezeu and the day of vengeance of our God. Și ziua mâniei lui Dumnezeu. So Jesus stops short of the vengeance of God. Deci Domnul Iisus se oprește și nu menționează mânia lui Dumnezeu. He talks about the year of the Lord's favor. Vorbește despre anul de îndurare al lui Dumnezeu. That is to say, I'm here in the Lord's favor part of that prophecy. El spune, eu sunt aici și sunt în partea aceea cu anul de îndurare al lui Dumnezeu. Now, those are only four examples. Astea au fost doar patru exemple. We could probably come up with a whole lot more of direct prophecies about Jesus. Cu siguranță putem găsi mult mai multe profeții directe despre Domnul Iisus. Okay, but that should be enough. Dar cred că asta trebuie să fie suficient. All right. The second way, al doilea mod în care ne putem uita, I call identifying the reality behind the shadows. Eu îl numesc să identificăm realitatea din spatele acelor umbre. This is where the scriptures indicate what the shadowy things really were talking about. Aici Scriptura ne indică despre ce vorbesc umbrele acelea. Okay, some of the shadows now come into focus and we see the real thing going on. Unele din acele umbre devin clare și vedem despre ce este vorba acolo. So in a lot of places in the New Testament it exposes those things that we understand. Oh, so that's what's going on. Anumite locuri din Noul Testament ne arată, ne fac clare unele lucruri și ajungem să zicem: "Ah, despre asta vorbea acolo." All right? Let's look at John chapter 1 verse 29. Haideți să ne uităm în Ioan capitolul 1, versetul 29. All right. This is a real easy one. It's very short, but it says a lot about the shadows. Aici este ceva ceva ușor. E scurt, dar vorbește despre acele umbre. Why don't you read it, Daniel? Ioan 1 versetul 29. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și el a zis: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. All right, that's very simple. John looks at Jesus and says, "Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world." E simplu. Ioan se uită la Domnul Iisus și spune: Iată mielul lui Dumnezeu, el ia păcatul lumii. He's making a reference to the countless lambs in the Old Testament that were slaughtered to cover the people's sin. El face o referință clară la acei mulți miei din Vechiul Testament care au fost jertfiți ca să acopere păcatele oamenilor. As a worshipper came to the priest, atunci când venea cineva să se închine, venea la preot. He would lay his hand on the sacrificial victim. Își punea mâna pe animalul care trebuia sacrificat. So symbolically transferring his sin onto the sacrificial victim. Și în mod simbolic își transfera păcatele către animalul ce urma să fie jertfit. The lamb was then killed. Mielul era apoi omorât. Right? Paying for or taking away the sin of the worshipper. Plătind sau luând păcatele celui care aducea jertfa. So certainly the people of John's day would understand exactly what he was saying. Deci e clar că oamenii din vremea lui Ioan înțelegeau foarte bine despre ce vorbea Ioan. Here's the ultimate lamb that's going to take away the sin of the world. Acesta este mielul final care va lua păcatele întregii lumi. That's what that was all about back there. Despre asta vorbeau toate acele jertfe. All right, let's look at Hebrews 7. Haideți să ne uităm în Evrei la capitolul 7. There's a bunch here. We'll just read a few of the verses. Sunt mai multe
lucruri aici, o să citim doar câteva versete. Hebrews 7 verses 15 through 17. Versetele 15 la 17. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se, după asemănarea lui Melchisedec, un alt preot. Și pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el. Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. All right, then read verses 23 through 25. Și versetele 23 la 25. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea împiedica să rămână pururea. Dar el, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Ok? Here, this mysterious figure in the Old Testament is said to be a picture of Jesus. Aici, această personalitate misterioasă a Vechiului Testament ni se spune că este o imagine a Domnului Isus. Right? And that is because there's no beginning and end to him. Și asta se întâmplă deoarece el nu are nici început, nici sfârșit. He's not a priest that came from the Levitical family. El nu este un preot care a venit dintr-o familie levitică. And so, if you look back then, you could see there was a priest that wasn't part of the normal way of doing things. Uitându-ne acolo în Vechiul Testament, observăm că este un preot care nu vine printr-o filieră normală, cunoscută. And so Jesus is a priest out of the ordinary. Domnul Iisus este un preot cu totul special. Okay? Turn to chapter 9. În versetul 9 din Evrei, în capitolul 9 din Evrei. But these are ones that we're very familiar with. Acestea sunt lucruri cu care probabil că suntem familiari. Let's just read 9:11 through 14. Să citim versetele 11 la 14. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat, odată pentru totdeauna, în locul prea sfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, s-a adus pe sine însuși jertfă fără păcat lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de păcatele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. All right, the sacrifices of the Old Testament were always looking forward to the ultimate sacrifice that would finally deal with the sin of people. Jertfele Vechiului Testament ne au arătat întotdeauna către jertfa finală care urma să rezolve problema păcatelor tuturor oamenilor. Okay. Boy, I got a bunch more. We'll just skip a few. Am aici mai multe, dar o să trecem peste câteva. Let's look at the one in Hebrews 13, 10 through 13. Haideți să ne uităm în cea din Evrei 10, versetul 13. 10 through 13. Yeah, chapter 13 verses 10 through 13. Capitolul 13, versetele 10 la 13. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt, pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui. All right. Jesus is the reality behind the sacrifice on the Day of Atonement. Domnul Iisus este realitatea din spatele jertfei din ziua ispășirii. And just as the part of it was burned outside the camp, so Jesus died outside the camp. Așa cum o parte din jertfa aceea de ispășire era arsă în afara taberei, așa și Domnul Iisus a murit în afara porții. Okay, John chapter 5. Ioan capitolul 5. Verses 28 through 33. Versetele 28 la 23. Okay. Ioan 5:28 la 33. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele.
Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. Este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturisirea pe care o face el despre mine este adevărată. Voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr. All right. The manna of the Old Testament was more than just feeding the people of God. It was pointing forward to the bread that would feed the people of God that would never end. Mana din Vechiul Testament arăta către cuvântul care va hrăni pentru totdeauna poporul său. Mm-hmm. Okay? So there's the shadow pointing to the reality. Okay, let's look at two more and then we'll be done with this one, okay? Haideți să ne mai uităm la încă două și apoi o să terminăm cu acesta. John chapter 3 verse 14. Ioan capitolul 3 versetul 14. Okay? Okay, you got it? Go ahead, Daniel. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Right, the brass serpent being lifted up. Șarpele de aramă care a fost înălțat. Pointed to Jesus. El arăta la Domnul Iisus. All right, last one, Colossians chapter 2. Ultimul, Coloseni capitolul 2. Verses 11 through 14. Versetele 11 la 14. În el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Fiind îngropați împreună cu el prin botez și înviați în el împreună cu el prin credință, în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu el, după ce ne-a arătat, după ce ne-a iertat toate greșelile. All right. Circumcision in the Old Testament was the sign that you belong to God. Tăierea împrejur în Vechiul Testament era semnul că tu îi aparții lui Dumnezeu. Or that you were part of the people of God. Sau că faci parte din poporul lui Dumnezeu. But now regeneration marks you out as part of the people of God. Dar acum această viață nouă pe care o ai arată că tu faci parte din poporul lui Dumnezeu. Nașterea din nou. Okay? Now the circumcision marked you out back then. And that was pointing to a greater reality, which was changed lives in the people of God. Tăierea împrejur era un semn atunci, iar regenerarea este și ea arăta către regenerarea din zilele noastre care arată că faci parte din poporul lui Dumnezeu. So you see Christ in the Old Testament as the new shows the reality behind the shadows. You see Christ in the Old Testament. Îl vezi pe Hristos în Vechiul Testament. As the new shows you the reality behind those shadows. Așa cum Noul Testament îți arată realitatea din spatele acelor umbre. All right. Here's a third way that you see Jesus. Un al treilea mod în care îl vedem pe Domnul Iisus. And what I mean by here it is. It's unfulfilled expectations. O așteptare neîmplinită. The Old Testament itself is always looking forward. Vechiul Testament în sine tot timpul se uită înainte. When you get to the end of the Old Testament, you sense there has to be something more. Când ajungi la finalul Vechiului Testament, ai simțământul ăsta că mai trebuie să urmeze ceva după. All right, let me just say something about the structure of the Hebrew Bible. Haideți să spun ceva în legătură cu structura Bibliei pe care o aveau, scripturii pe care o aveau evrei. It doesn't have the same order that we have in our Bibles. Nu are aceeași ordine pe care noi o avem în Bibliile noastre. All right, it starts out with the law. Începe cu legea lui Moise. And then the prophets. Apoi vin profeții. And the prophets go from Joshua
through all the prophets. Și profeții încep de la Iosua și apoi urmează ceilalți. And then the last part is called the writings. Și apoi partea finală este numită scrierile. Those are the poetic books like Job and Psalms, Proverbs. Acestea sunt cărțile poetice cum sunt Iob, Psalmii, Proverbele. Ecclesiastes. Ecclesiastul. But it ends. Dar se sfârșește. With Chronicles. Cu cronicile. Okay? So the end of the Old Testament. Așa că la finalul Vechiului Testament, you end up with the people returning from exile. Îi observ pe poporul evreu că se întorc din exil. A little remnant. Este acolo o rămășiță mică. With no king, care nu are rege. Not much of their land. Nu mai au prea mult din pământul lor. It almost looks like the whole program of the Old Testament has ended in failure. E ca și cum tot programul care s-a desfășurat în Vechiul Testament a dat greș. Because it starts out with the promise of a seed. Pentru că începe cu promisiunea unei semințe. And Genesis describes how God preserves that seed through mounting sin. Și through he preserves it through all that sin. Și Genesa ne spune cum Dumnezeu are grijă de sămânța asta prin tot păcatul prin care trece. And then he narrows it down to Abraham. Și apoi lucrurile se ajung să se îndrepte spre Avraam. The seed promise that will crush Satan is going to come through this man. Sămânța aceea care va sfârma capul șarpelui va veni prin acest om. To bless all nations. Astfel încât să binecuvinteze toate națiunile. But at the end of the Old Testament seems like all that has failed. Și la sfârșitul Vechiului Testament al evreilor se pare că lucrul ăsta a dat greș. The Old Testament sounds like an unfinished symphony. Vechiul Testament sună ca o simfonie neterminată. So you end up, it looks like, with a story of a brave people surviving hostile attacks. E ca și cum ai citi istoria unui popor foarte curajos care supraviețuiește atacurilor celor din jur. They're never quite overcome. Nu sunt distruși. But the potential just seems to fail. Dar potențialul lor pare că dă greș. So the readers left thinking, so what? Și așa că cei care citesc stau și zic și totuși. What now? Ce se întâmplă acum? Is this it? Asta e tot? Okay. That something more comes in the New Testament. Acel ceva după vine în Noul Testament. And you find that Jesus fulfills those unfulfilled expectations. Și vedem că Domnul Iisus duce la îndeplinire acele așteptări. Okay. So, let's look at some of these, okay? Haideți să ne uităm la unele dintre ele. One is the promise of a king. Una este promisiunea unui rege. Okay? The promise of a king. Here's one of the biggies in my book. Asta este una dintre cele mari din punctul meu de vedere. It begins with a promise to Abraham. Începe cu promisiunea făcută lui Avraam. In Genesis 17, în Genesa 17, when God renews his covenant with Abraham, când Dumnezeu reînnoiește legământul lui cu Avraam, he says, I'm going to change your name from Abram to Abraham. Când spune o să-ți schimb numele din Avram în Avraam, because you're going to be the father of a multitude of nations, pentru că tu vei fi tatăl unui mare neam, and a whole bunch of kings are going to come from you. Și mulți regi se vor trage din tine. And then we come to David in 2 Samuel chapter 7. Și apoi ajungem la Samuel, la David în 2 Samuel capitolul 7. And God says this to him. Și Dumnezeu îi spune asta. You want to build a house for me? Tu vrei să construiești o casă pentru mine. I'm not going to let you do that. Nu te voi lăsa să faci asta. But I will build a house for you. Dar eu voi construi o casă pentru tine. That is to say, a dynasty. Cu alte cuvinte, îți voi da o dinastie. And one of your descendants is going to sit on the throne forever. Și unul din descendenții tăi va sta pe tron pentru totdeauna. And there are some other things that he says. Și mai sunt și alte lucruri pe care le spune acolo. But at least that's basically what God promised. Dar în principiu asta îi promite Dumnezeu lui David. See, wow, that's an incredible promise. E o promisiune incredibilă, nu-i așa? If that's not enough, look at Psalm 2. Dacă nu este asta de ajuns, uitați-vă în Psalmul 2. Okay? Let's read Psalm 2. Haideți să citim Psalmul 2. All right, now before Daniel reads that, let me give you this. Să vă spun ceva înainte de a citi. This is what's called an enthronement psalm. Asta este un psalm de încoronare. All
Right. It's a song that's sung when the king is going to be inaugurated or coronated and put on the throne. Este un psalm care se cânta atunci când regele era pus pe tron, era încoronat. Probably sung whenever a king was going to be put on the throne. Posibil să fi fost cântat de fiecare dată când un rege era încoronat. All right, listen to Psalm 2. Ia uitați ce spune aici Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând, să le rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în cerul râde, Domnul își bate joc de ei, apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și-ți voi dea neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, judecătorii pământului. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el. Wow, do you read that? Citiți asta. Now, this is meant for a king who's taken the throne. Asta era spusă pentru un rege care ajungea pe tron. Like verse 6, do you see that? Vedeți asta în versetul 6. See, I've set my king on Zion, his holy hill. Eu am uns pe împăratul meu pe Sion, pe muntele meu cel sfânt. You see the same thing in Psalm 72? Vedeți același lucru și în Psalmul 72? And Psalm 72 has a superscription that says of Solomon. Și în Psalmul 72 mai apare o mențiune acolo al lui Solomon. And it talks about Solomon ruling the nations of the world. Și vorbește despre Solomon care va conduce toate neamurile pământului. And tribes and nations and kings coming to him. Și triburile și națiunile și regii vin la el. Now you might think these are prophecies. Puteți să spuneți că astea sunt profeții. And they are, but only in this sense. Dar sunt, dar numai în felul acesta. This is what was expected of God's king. Deci lucrurile acestea erau așteptate de la regele lui Dumnezeu. King after king after king takes the throne. Rege după rege veneau și luau tronul. But the robes are so massive and so great that no king can ever fill them. Dar acea robă care era pregătită pentru ei era atât de mare încât niciun rege nu se potrivea. And so the people keep looking for one who will fill out the robe. Așa că oamenii căutau pe cineva care să umple acea robă, acele așteptări. But by the end of the Old Testament, they don't even have a king. Dar la finalul Vechiului Testament ei ajung să nici nu mai aibă un rege. But then Jesus comes along. Apoi vine Domnul Isus. In Luke chapter 2, we all know that. Și vedem asta în Luca la capitolul 2. All right, verses 1 through 20. Versetele 1 la 20. The angels say to the shepherds what? Îngerii ce spun păstorilor? Born to you this day, vi s-a născut în această zi, is a savior. Un mântuitor. Who is? Care este? Who? Christ the Lord. Hristos Domnul. Okay, the king has come. Regele a venit. And you know a great deal is made out about Joseph being part of David's lineage. Și știți că se face mare tevatură în legătură cu faptul că Iosif se trage din spița de neam a lui David. He arrives on Palm Sunday. Domnul Iisus ajunge și intră în Ierusalim în on a donkey? Pe un măgar în acea zi de duminică, de flori. And he accepts their praises as king. Și Domnul Iisus acceptă închinarea lor ca și un rege. But within the week he's hung up on a cross as a criminal. Dar într-o săptămână ajunge să fie răstignit pe cruce ca un criminal. With a mocking sign hung above his head. Cu un semn ironic pus deasupra capului său. That says what? Care spune ce? This is the king of the right. This is Jesus, king of the Jews. Este Isus, regele iudeilor. You remember they said to Pilate, no, said, make it say he claims to be king of the Jews. Și știți că îi se spune lui Pilat, scrie că el a zis că e regele iudeilor. But Pilate in the providence of God leaves that up there.
Dar Pilat, prin providența lui Dumnezeu, lasă inscripția așa cum era. Now when Jesus is raised from the dead, atunci când Domnul Iisus este înviat din morți, he fulfills the expectations of this king that's supposed to come. El împlinește așteptările pentru acest rege care urma să vină. All right. It's getting late, so we're not going to read this whole thing, but if you look at Acts chapter 2. E târziu și nu o să citim toate astea, dar dacă ne-am uitat în Faptele Apostolilor la capitolul 2. All right, we won't read the whole sermon. Nu o să citim toată predica de acolo. The sermon at Pentecost. Acea predică din ziua cincizecimii. Peter makes the point. Petru trage această concluzie. That Jesus is the fulfillment of those king promises. Că Domnul Iisus este împlinirea acestor promisiuni legate de rege. All right, look at verses 23 and 24. Uitați-vă la versetele 23 și 24. Pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. All right, and then he quotes Psalm, let's see, I believe it's Psalm 106, no, it's Psalm 16, that's what it is. Și apoi citează Psalmul 16. All right, read 25 through 28. De la 25 la 28. Căci David zice despre el: eu aveam întotdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba. Chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu-mi va lăsa sufletul în locuința morților și nu va îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umplea de bucurie cu starea Ta de față. All right. So Peter says, look, David died. Petru spune: uitați, David a murit. Again, unfulfilled expectation. Vedeți, era încă o așteptare care nu fusese împlinită. We're looking for a king. Noi așteptăm un rege. So then he look at verse 30. Ne uităm în versetul 30. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Here's a fulfillment of God's covenant with David. One of your descendants will sit on the throne. Vedeți o împlinire a legământului lui Dumnezeu cu David. Unul din descendenții tăi va sta pe tron. The throne's in heaven. Tronul este în ceruri. But it fulfills that promise. Dar acea promisiune este împlinită. And then finally in Revelation 19. Și apoi în faptele în Apocalipsa capitolul 19. All right. In Palm Sunday he comes riding on a mule and, or a donkey in peace, right? În Duminica Florilor el a venit cu pe un măgar cu pace, aducând pace. Revelation 19 pictures him coming on a horse. Dar în Apocalipsa 19 îl vedem venind pe un cal. And he has on his thigh, și el are pe coapsa lui, King of Kings and Lord of Lords. Scrie acolo Rege regilor și Domn al domnilor. Fulfilling. Oh, and by the way, it also says they're quoting Psalm 2 that he's going to smash the nations with a rod of iron. Și tot acolo spune citând din Psalmul 2 că el va zdrobi națiunile cu un tuian de fier. So here's how you see Jesus in the Old Testament. Așa îl vedem pe Domnul Iisus în Vechiul Testament. He fulfills these expectations that are unfulfilled that they're longing for. El împlinește aceste așteptări neîndeplinite ale oamenilor de atunci. Okay? Let's look at another one. Haideți să ne mai uităm la ceva. The mission of Israel, God's nation. The mission of Israel. Yeah. Misiunea lui Israel. The God's nations. Israel, poporul lui Dumnezeu, națiunea lui Dumnezeu. Okay. One of the promises to Abraham was that his seed was going to bless all the nations. Una din promisiunile lui Avram a fost că sămânța lui va binecuvânta toate neamurile. And so of course the Old Testament starts leading us to see that this nation that comes from him is going to bless all the nations. Și Vechiul Testament ne arată că această sămânță care a ieșit din Avram a început să binecuvinteze popoarele. How so? Cum a făcut asta? Turn if you will to Deuteronomy 28. Haideți să ne uităm la Deuteronom capitolul 28. Verses 9 and 10. Versetele 9 și 10. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeul tău și Dumnezeului tău și vei umbla pe căile Lui. Toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine.
All right? Their mission was to make the true God known to all the nations around them. Misiunea poporului evreu era ca să-l facă cunoscut pe Dumnezeu tuturor popoarelor din prejurul lor. And of course they failed. Și desigur că ei au dat greș în asta. Instead of revealing God, they became like the nations all around them. În loc să-l arate pe Dumnezeu, ei au devenit ca națiunile din jurul lor. But God says, I'm going to exalt Israel again so that it fulfills that purpose. Dar Dumnezeu spune, îl voi ridica din nou pe Israel ca să îndeplinească acest scop. You find that in Isaiah. Vedem asta în Isaia, chapter 49. La capitolul 49. Okay? Let's look at that. Verses 1 through 7. Versetele 1 la 7. Ascultați-mă, ostroave, luați aminte popoare depărtate. Domnul m-a chemat din sânul mamei și m-a numit de la ieșirea din pântecele mamei. Mi-a făcut gura ca o sabie ascuțită, m-a acoperit cu umbra mâinii lui și m-a făcut o săgeată ascuțită. M-a ascuns în tolba lui cu săgeți și mi-a zis, Israele, tu ești robul meu în care mă voi slăvi. Și eu mă gândeam, degeaba am muncit, în zadar și fără folos mi-am istovit puterea. Dar dreptul meu este la Domnul și răsplata mea la Dumnezeul meu. Și acum, Domnul vorbește, El, care m-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu robul lui, ca să aduc înapoi la el pe Iacov și pe Israel, care este încă împrăștiat. Căci eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeul meu este tăria mea. El zice, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea, te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul Sfântului Israel, către cel disprețuit și urât de popor, către robul celor puternici. Împărații vor vedea lucrul acesta și se vor scula, și voievozii se vor arunca la pământ și se vor închina, din pricina Domnului care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel care te-a ales. All right. Okay. Now, when you read Isaiah 49, it's talking about Israel, but then it kind of starts talking about a person, doesn't it? Când citești Isaia 49, acolo vorbește despre Israel, dar parcă începe să vorbească și despre o persoană. Somehow it subtly changes to someone who not just comes to Israel, but to all the nations. Cam subtil așa se schimbă perspectiva de la o persoană care vine nu doar la Israel, dar la întregile popoare. So God is saying, either Israel or someone is going to fulfill the mission of the nation. Israel spune că Dumnezeu spune că fie Israel, fie cineva va împlini această prorocie pentru toate națiunile. To be a witness to the nations. Să fie un martor pentru toate popoarele. Now when you come to the New Testament. Când ajungem la Noul Testament. Jesus now becomes the new Israel. Vedem că Domnul Iisus este cel care devine noul Israel. Okay? Now, you know, it's getting late. So, I'm just write these passages down, look them up later. E târziu și o să vă spun doar câteva pasaje și să vă uitați mai târziu la ele. In Exodus chapter 2, I believe. În Exod la capitolul 2, cred. Israel not 2. It's anyway, it's called Israel, maybe it's 4. I saw it this morning and I didn't m-am uitat de dimineață la asta și where God says to Pharaoh. Când spune Dumnezeu lui Faraon. Israel is my firstborn son. Israel este întâiul meu născut. Let my son go. Lasă fiul meu să plece. Now we come to Jesus. Acum ajungem la Domnul Isus. He becomes Israel. El devine Israel. All of Israel is gathered up into his person. Tot Israelul se strânge în el, în persoana lui. Say, how do you know that? Cum știi asta? All right. When you start reading Matthew, what do you see? Când începi să citești Matei, ce vezi? At one point Matthew in Matthew chapter 2. Într-un anumit punct în Matei la capitolul 2, Herod starts slaughtering babies. Irod începe să omoare copilașii de acolo din Betleem. What does that sound like? A ce vă sună asta? You tell me. La ce vă duce cu gândul ăsta? What's supposed to go through your mind now? La ce vă gândiți la asta acum? What happened in Egypt? La
the firstborn who lives for in Egypt. No. Nu, cred că ne duce cu gândul la copiii care erau omorâți de către faraon când Israel era Pharaoh starts saying kill the babies. Faraon a început atunci pe vremea robiei poporului evreu să spună omorâți copiii de parte bărbătească. Now we have another evil king saying the same thing. Avem iarăși un rege rău care spune același lucru. Now here's what you see in Matthew 2. Ce vedem în Matei 2? Joseph goes down to Egypt. Iosif se duce în Egipt. Wait a minute. Stai puțin. There was another Joseph who went to Egypt. A fost un alt Iosif care s-a dus în Egipt. Right? Da. Okay. And then after Herod's dead, they come out of Egypt. Și apoi după ce moare Irod, ei ies din Egipt. And Matthew says this fulfills what Hosea said, out of Egypt have I called my son. Și Matei spune că asta împlinește ce spunea Osea, că din Egipt voi chema pe fiul meu. Hosea chapter 11 verse 1. Osea 1 cu 11 cu 1. Now if you look at Hosea 11:1, dacă vă uitați acolo în Osea 11, you don't see Hosea looking forward to the birth of Jesus. Nu-l vedeți pe Osea că se uită înainte la nașterea Domnului Isus. Hosea is looking backwards to the Exodus. Osea de fapt se uită în urmă la ce s-a întâmplat în Exod. But Matthew says, dar Matei spune, that the experience of Jesus fulfills that prophecy. Că experiența lui Isus împlinește acea profeție. He's making the point here. El vrea să facă lucrurile clare aici. Jesus is the new Israel. Domnul Isus este noul Israel. When you come to chapter 4, când ajungem în versetul 4, if you want to look at it real quick, what happens there? Ce se întâmplă acolo? The Holy Spirit takes Jesus where? After his baptism. Duhul Sfânt unde îl duce pe Domnul Isus după după ce a fost botezat? In the wilderness. Da. Now that should start things ringing in your head. Ar trebui acum să vi se învârte niște How long is he in the wilderness? Cât timp este în pustie? 40 days. What does that sound like? A ce sună asta? Right. So Matthew is saying Jesus goes into the desert. Matei spune că Domnul Isus s-a dus acolo în deșert. Not to teach us how to handle temptation. Nu ca să ne învețe cum să ne descurcăm noi cu ispita. But to tell us that here is God's new Israel. Ci ca să ne spună că aici este noul Israel al lui Dumnezeu. And unlike the original son, și în comparație cu fiul original, who fails the test in the wilderness, care cade la testul acela din pustie, this Israel passes the test in the wilderness. Acest Israel trece testul din pustie. See? Vedeți? See, he's trying to show us that Jesus is fulfilling everything that Israel was supposed to fulfill. Domnul Isus împlinește toate lucrurile pe care Israel trebuia să le împlinească. All right? By the way, what also comes to mind is John chapter 8. Încă ceva, un lucru care îmi vine acum în minte este Ioan capitolul 8. There Jesus says, I am the light of the world. Acolo Domnul Iisus spune, eu sunt lumina lumii. Who is supposed to be the original light of the world? Cine trebuia să fie lumina lumii în trecut? Israel was. Israel. So Jesus now fulfills the expectations of the nation of Israel. Deci Domnul Iisus împlinește acum așteptările care erau pentru națiunea Israel. Okay? I've got two more examples, so let's see. I'll just încă două exemple. What about the promises to Abraham? What? The promises to Abraham. Cum stau lucrurile cu promisiunile făcute lui Avram? All right, if I would sum up the promises to Abraham. Dacă ar fi să însumez promisiunile lui Avram, făcute lui Avram. Here's what they would be. Așa ar fi. Land. Vei primi pământul. King. Vei avea un rege. A people. Vei avea un popor. Okay? So God covenanted with Abraham, I'm going to give you the land of Canaan and your descendants. Legământul lui Dumnezeu cu Avram a fost că îți voi da pământul din Canaan, poporului tău. I'm going to bring kings out of you. Voi scoate din tine regi. And you're going to have descendants that will be like the stars in the sky. Și vei avea urmași care vor fi la fel de mulți ca stelele cerului. At the end of the Old Testament, la sfârșitul Vechiului Testament, there's no king. Nu au rege.
They're living in the land, but it doesn't belong to them. It belongs to the Persian Empire. Trăiesc în pe pământul acela, dar pământul nu le aparține lor, ci aparține Imperiului Persan. And they're just a tiny remnant. Și sunt doar o mică rămășiță. So, how does God keep that promise? How do those expectations fulfill? Și cum sunt totuși împlinite aceste așteptări? Right. We've talked about a king already, right? We got that covered, right? Am acoperit problema cu regele, da? Despre Domnul Iisus. Jesus raised from the dead, sitting on the throne in heaven, fulfills the promise of a king that will sit on the throne. Domnul Iisus care a înviat, șade pe tronul cerului și împlinește promisiunea unui rege. Okay? Look at Galatians. Haideți să ne uităm în Galateni. Galatians chapter 3. Galateni capitolul 3. Verse 16. Versetul 16. Exodus 4:22. Thank you. I had two in my head, but it was 4:22. Thank you. Write that down. It's Exodus 4, not 2. Exodus 4 cu 22. That's a good text for Jehovah's Witnesses house. That's what I wrote. Well, they serve some purpose, don't they? Yeah. Okay. Galateni 3 cu 16. Galatians 3:16. Read it, Daniel. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avraam și seminței lui. Nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos. Now look, living back there in the land of shadows with Abraham. Când dacă ați fi trăit atunci în pământul acela, pe pământul acela al umbrelor cu Avraam. You would think that Abraham's seed was a whole bunch of people. Ați fi putut să credeți că sămânța lui Avraam înseamnă mulți oameni. And Paul says actually it's fulfilled in the seed called Christ. Și Pavel spune de fapt acea promisiune s-a împlinit în sămânța numită Hristos. But drop down to near the end of the chapter. Dar haideți să mergem în continuare către finalul capitolului. Verses 27 through 29. Și să citim versetele 27 la 29. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avraam, moștenitor prin făgăduință. You're part of the stars in the sky, did you know that? Voi știți că sunteți parte dintre stelele cerului. If Jesus is the seed, fulfills the seed promise. Dacă Domnul Iisus este cel care împlinește promisiunea seminței, and you've put on Christ, și voi sunteți puși în Hristos, then you fulfill the seed promise to Abraham. You're part of the descendants that are like the stars in the sky. Deci voi îndepliniți promisiunea făcută lui Avraam că sămânța lui va fi ca stelele cerului. Right, so king, rege, people, popor. What about land? Dar pământ. All right. Psalm 2. Să vedem. Psalmul 2. Psalm 2. We won't read it again. N-o să-l citim din nou. But you remember in Psalm 2, God gives his king, his son, the inheritance of the nations, the world. Dar vedem aici că Dumnezeu îi dă regelui său, fiului său, moștenirea întregului pământ. All right, now look at Romans chapter 4, verse 13. Haideți să ne uităm acum în Romani, capitolul 4, versetul 13. Right now we're talking about the unfulfilled expectation of a land, right? They're in, I'm sorry, Daniel. Deci, să ne aducem aminte că vorbim despre promisiunea făcută în legătură cu pământul și care nu a fost dusă la îndeplinire. At the end of the Old Testament? La sfârșitul Vechiului Testament? It's not their land. Pământul acela nici nu mai era al lor. Look at Romans 4:13. Haideți să ne uităm în Roman 4:13. În adevăr, făgăduința făcută lui Avraam sau seminței lui că va moșteni lumea n-a fost făcută pe temeiul legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credință. What? Poftim? I don't see Abraham getting the whole world. Eu nu văd pe Avraam că primește toată lumea. But that's what this text says. Dar asta spune textul. How is that possible? Cum e posibil ca? Because Jesus fulfills the promise and he gets the whole world. Domnul Iisus împlinește promisiunea și primește întreaga lume. So that promise of land in the Old Testament ends up being fulfilled with God's people getting the whole world. Așa că promisiunea aceea din Vechiul Testament este împlinită prin faptul că poporul lui Israel primește poporul lui Dumnezeu primește întreaga lume. Why? De ce?
Because the seed of Abraham, Jesus, gets the whole world. Pentru că sămânța lui Avram, Domnul Iisus, a primit întreaga lume. To me, this is just amazing. Pentru mine asta e uimitor. Because when you're in the land of the shadows, the Old Testament. Pentru că atunci când ești în pământul umbrelor din Vechiul Testament. You find out that God fulfills these expectations in ways that they wouldn't have dreamed of. Vezi că Dumnezeu împlinește acele așteptări în moduri în care ei nici măcar nu au visat. But it makes sense when Jesus appears on the scene. Doar toate lucrurile sunt clare atunci când Domnul Iisus apare pe scenă. So he fulfills then all the promises of the Old Testament in some way. El împlinește într-un fel toate promisiunile din Vechiul Testament. The point I'm trying to say is the Old Testament is always pointing forward to Jesus. Concluzia este că Vechiul Testament tot timpul arată înainte spre Domnul Iisus. With all these unfulfilled expectations. Cu toate aceste așteptări neîmplinite. But which now are fulfilled in Christ. Dar care acum sunt împlinite în Hristos. So now when I go back to the Old Testament. Acum vrem să ne întoarcem la Vechiul Testament. I can see him there. Și putem să-l vedem pe el acolo. All right, let's take a break. Haideți să mai luăm o pauză. And I promise the last two are not going to take as long. Și vă promit că ultimele două moduri în care îl vedem pe Domnul Iisus nu o să ne ia atât de mult timp. Last two are my favorites though. Ultimele două sunt preferatele mele. But I promise we won't take too long. Dar promit că nu o să țin. So get a drink of water, get some coffee, get cookie. And you're going to cry out to God and the heavens are going to seem like God's just not listening. Și vei striga către ceruri și cerurile vor fi tăcute. Now, if I ended up there, we just have to so be people of faith, right? And what? If we just ended there, the message would be go out and be people of faith. Dacă ne-am opri aici, probabil că mesajul ar fi merge și fiți oameni ai credințe. But think about this. Dar gândiți-vă la asta. Was there someone else who saw all kinds of violence and iniquity? Mai era cineva care vedea această violență și nedreptate? And you remember the point at where he's at his absolute lowest. Și duceți-vă aminte de punctul când a ajuns la cel mai jos. And he cries out to God. Și îl strigă atunci către Dumnezeu. And God doesn't answer. Și Dumnezeu nu răspunde la asta. Seems like he's forsaken him. Parcă Dumnezeu l-a uitat. He's not listening. Nu ascultă. My God, my God, why have you forsaken me? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? All right, now we're not just talking about being moral people. Aici nu mai vorbim despre a fi sau a nu fi moral. We're talking about the one of us who experienced the same thing as Habakkuk and experiences the same thing as you. Vorbim despre cineva care a experimentat același lucru prin care a trecut Habacuc, același lucru prin care ați trecut și voi. And at the point when God was not listening to him. Și în acel punct în care Dumnezeu nu l-a ascultat. Was the point where God accomplished the greatest work he ever did. A fost punctul în care Dumnezeu a făcut cea mai mare lucrare pe care a făcut-o vreodată. So can God be at work in your life when it seems like he's not listening? Poate Dumnezeu să lucreze în viața ta atunci când pare că nu te ascultă? Absolutely. Cu siguranță. See, Jesus has to be there. Domnul Iisus trebuie să fie acolo. Or we end up just preaching moralistic sermons. Sau ajungem doar să ținem predici moraliste. So, the scriptures clearly teach that the sufferings and the glories and the proclamation of Jesus are the central theme of the Old Testament. Scriptura ne arată clar că suferințele, slava și proclamarea lui Hristos sunt punctul central al Vechiului Testament. And so we need to read it with that in mind and apply it with the gospel in mind. Trebuie să citim Scriptura gândindu-ne la aceste lucruri și să o aplicăm din perspectiva Noului Testament. Okay?